Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu un episod din Witcher 3 Wild Hunt. Data trecută am vizitat-o noi aici, pe tânăra Tamara. Și acum trebuie să ne întoarcem la Blood Baron. Să-i povestim ce s-a întâmplat cu Tamara, ce am aflat noi de data trecută. Știți voi că Tamara nu vrea să se întoarcă la baron și în vine. Bun, am luat-o pe drumul greșit, nu e bine. O fac. Ok, hai să vedem. Bam, bam, bam. Trebuie noi acum, deci talk to the baron about Tamara. Tamara, pentru cei care nu știu, este fiica sa baronului. Hai să-l chemăm pe Roach. Hai Roach, și nu-mi cam. Așteptăm să vină Roach imediat. Hana? Hai Roach! Di-di-di-di! Oleu, ce l-a dat pe ăla pe jos! What the fuck? Ok, hai da! Di Roach! You cannot do that here. Aoleu! Da! Ok, da, că e periculos, că e un orășel. Ok. Bun. Deci, să recapitulăm. Ce am aflat? Că Tamara nu vrea să se întoarcă la baron. Ok, asta e ok, ne descurcăm. Hada, you cannot do that here. Bine. Di căluțu, hai frumos căluțu. Ok, mă întrebase cineva, hai să mai discutăm un alta cât timp, oh, ce aici, lol. Cât timp ne plimbăm. Mă întrebase cineva pe ce setări joc. Joc când filmez ăsta, Witcher 3, joc pe medium și low. Ca să putem atinge... Ai, bă. Ca să putem atinge 60 de frame-uri constant și să filmăm. Că, na. Dacă dau pe high și așa... o să fie cam 40 și ceva, 50 și... nu o să se mai vadă chiar atât de bine pe filmare. Adică, singurele diferențe pe ultra și chestia astea sunt foarte, foarte puțin vizibile. Da, deci jocul a fost făcut special ca să nu afecteze decât performanța, ca să zic așa. Schimbarea calității. Ok, înțelegeți ce vreau să zic. Bun, hai acum talk about Baron. Oh, iar avem 1000 de metri, mă, în partea aia. Devil's Pit, ok. Wow, eu nu înțeleg cum dă nu se uită, bă, lumea la jocul ăsta, că e foarte tare. Foarte, foarte tare. Majoritatea, mă rog, cei drept preferați Minecraft și sunteți aici pentru Minecraft. Dar puteți să-i dați o șansă, totuși, adică... E destul de interesant și povestea mai ales e foarte, foarte... șmecheră și na, dar mă rog, nu vă oblig să vă uitați, dar sunt câțiva care chiar se uită și apreciez faptul ăsta. Nu mulți, ce-i drept, dar sunt câțiva. Ok, uite, altar, ceva acolo, ok. Îmi place că fiecare omuleț de ăsta pe care îl întâlnești îți oferă posibilitatea de a face vreo misiune, de a face vreo nebunie. Oh my god. Ah, și dacă îl nimeream pe băiatul ăla. Ha! Dacă îl nimeream. I-auzi muzica. Place cum intră așa muzica asta în acțiune de fiecare dată când te bați cu cineva sau de fiecare când faci ceva. Ok. Hai! Mai avem 500 de metri de mers prin această pădure minunată, bineînțeles, ca să-l întâlnim pe baron. Să discutăm acolo treburi nebune cu el. Ia uzi, foarte mișto melodia asta, care îmi place. Mișto așa când te bați. Opa, calm. Ok. Ar trebui să facem și misiuni secundare, da, o să facem la greu. Probabil o să le fac eu mai mult, adică eu cel puțin aș vrea să le fac, nu neapărat filmate,
Pentru că... Na. Nu aveți răbdare, dar... În orice caz, filmat, aș filma mai mult doar misiunile principale, că știu că la alea se uită lumea în general. Dar am putea să facem și misiuni secundare. Uite, calul ăsta vă care a rămas tot aici, UTF, foarte, foarte dubios. Hai că ne apropiem, uite, deja am ajuns la castelul baronului și să-i explicăm că Tamara nu vrea să se întoarcă. Hai, dă-i. Pleacă mă de aici. N-am timp de tine. Opa. Monstruleți, acolo mă mir cum de nu-i atacă pe ăștia. Hai, dă-i, dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i căluțul. Așa, hai. Opa, ne-am blocat. Ne-am blocat băiatul. Nu-i bine. Nu-i bine că ne-am blocat. Bravo, bă, băiatule, bravo. Hai, încă un pic, răuci. Răuci, cel mai frumos pentru un cal. Răuci. Răuci. Ah, ia uzi, mă. Ah. Ok. Hai, mamă, ce castel are ăsta. Vai de capul nostru. Ăsta se numește castel. Asta e cocioabă toată ziua, frate. Asta e cocioabă toată ziua. Ce strânge la nasul acolo. Lol. Ok, hai să vedem. Trebuie să urcăm oare? Nu cred că trebuie să urcăm. Cred că trebuie să o luăm pe aici, da. Ia să -mi. The Baron. Ia. Let's play, sigur, nu? Lol. Threw it away. Gods, I hoped, despite all. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! Băiatul, tu așa vorbești cu mine? Your work with Nilfgaard, why? How do you wind up here? Heard anything about witches in the area? Yeah. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folks see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Okay, see ya. So long. Bun, investigate all remaining leads in Velen and find the Baron's wife. Sounds like a good plan for me, dar, există un dar, lângă faptul că nu știu unde trebuie să eu, cred că pe aici, da. Ok, hai da, hello, ok, sounds like a good plan, dar, unde ar trebui noi să mergem, family matters? Nu ne arată nimic pe hartă, hai să apăsăm jubai Family Matters. Investigate Velen and find... Ok, follow the bar, am făcut asta. In Ciri's footsteps. Avem și asta. Find out if Ciri is in Velen. Find out if Ciri is in Novigrad in Skellige. Skellige, în fine. Hunting a witch. Avem o grămadă de astea de făcut, dar vreau să mă ocup acum. Mă rog, să terminăm totuși. Family Matters ăsta, capitolul ăsta Family Matters. În felul de bere mai avem să investigăm locurile, posibilele locuri în care se poate afla nevastă-sa baronului. Dar... Da, cum zic eu, nu prea știu unde... shit. Cred că ar trebui să intrăm în casă totuși. Adică, nu știu unde trebuie să mergem. Mapă. Ia. Deci noi suntem aici. Bun. Ok. Quest available. Acolo e... Nu cred că e principal. Notice board. Bă, we can use the two trail across bodies of water. Ok.
Ok, avem pe aici așa și unde trebuie noi să ajungem, fraților? Western Gate, nu? Mamă, câta orașul acolo, ești nebun. Fast travel here, nu? Crow's Pitch Porch. Băi, ești nebun? Și unde ar trebui noi să ajungem, adică? Cum să zic eu? Nu scrie nicăieri. Space. Wow. Mamă, câta mapă. Skellige. Open. Prin Skellige pe aici nu... Nu pare să fie ceva. Ok. Space. In Velen. Noi suntem în Velen. No Man's Land. Ok. Vizima, nu? White Orchard. Ok, păi pe noi ne interesează în asta, aici. Dar eu nu văd unde... Băi, ești nebun, serios, acum unde trebuie noi să ajungem? Adică nu scrie. Entrance to Cave Ruins. Ok, bam, 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 bam. Misiuni, nebunii. Zou. Invisible Man reads in Velen. Hai să mai discutăm un pic cu baronul, poate. Poate ne mai dă el vreun indiciu, vreun ceva, da. I'm listening. What do you come to me with? Hai la pe toate așa. Wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero. Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Mm-hmm. Hold you up, Hold you wind up here. Secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home. With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Mhm. Ok, păi văd că am vorbit cam tot ce trebuia, însă tot nu ne-a apărut nimic pe hartă. Remember remaining leads in Velen and find the baron's wife. Băi, ești nebun și ce ar trebui să fac, mă, frate? Așa. The baron turned out to be a tough negotiator who knew the full value of the information he possessed. He agreed to tell Geralt about Seon, and one clear Geralt had to find his wife and daughter first. One had mysteriously disappeared a short time before. Though the baron had moved heaven and earth to find them, all his fruitless. So, daughter took him to a local peller, a sort of soothsayer and folk mage, whom Geralt rightly suspected would be well informed of the local goings on. Okay. The peller shared some juicy gossip with Geralt, spus așa, blablabla. Bun, păi am făcut asta, gogule. Și cum, ce ar trebui noi să facem acum? Hai să selectăm asta. Hai să le facem pe asta. Find out a series in Velen. Poate ne apare ceva. Și find out a series in Velen. Păi, gogule. Și cum ar trebui eu să fac chestia asta? Asta nu înțeleg eu. Adică nu mi-apare nimic pe hartă și nu înțeleg unde ar trebui să mă duc, ce ar trebui să fac. A? Ia, hai să discutăm cu tipul ăsta. Ha, mă, toc.
E. Nu vrei, bă, firăhetul, să nu vrei să vorbești. Bă, e dubios. Nu vor, mă, nu vor să vorbească, ești nebun. Ok, păi și... și nu prea înțeleg eu care e șmecheria, adică... care e șmecheria? Hai să vedem aici. Anime, așa, Gwent looking for a player, missing wife, yeah! Good period, take a pity and hear my plea, my wife, Hannah. Nu mă interesează, horse races, dash. Ok. Nu mă interesează. Nu e un interes nearby. Serious footsteps. Băi, eu mai am viața, acum văd. R, hai să mâncăm. Nu înțeleg, frate, deci nebun. Deci, practic, în episodul ăsta ne plimbăm de colo-colo, încercând să găsim Hunting a Witch. The Notes? Nu, asta nu, asta. Și cum fac eu? Ok. Suggested level 6. Suggested. Ai, poate nu putem să facem asta pentru că nu avem level suficient, oare? Dar uite că nici asta, adică nu ne arată. If series in Velen, și? Inventory world map. Very important, ok. Scroll the map. Objects marked, așa. Available quests are marked, bam. Da, bun, și eu nu găsesc F. Eu nu găsesc, cum să zic eu, quest-ul principal, voi îl vedeți, eu nu-l văd. Îmi zic că, ok, și nu mă interesează, frate. Eu nu văd ăla, fraților. Nu văd quest-ul principal. O fi aici, oare? În Vizima, dar mă îndoiesc. Că Vizima e doar castelul. Nu? Și în White Orchard... Din nou, nu e mai nimic. Adică, uitați-vă și voi, nu avem cine știe ce. White Orchard. Ok, păi e foarte dubios. Cred că o să încheiem atunci episodul. Caer Moer. Sigur nu e aici. Asta e doar aia noastră, ok. Cred atunci că vom încheia episodul. Adică nu... Nu știu ce altceva putem face. și vom reveni data viitoare cu speranța că vom ști ce trebuie să facem. Da, însă până atunci toate cele bune. La revedere.